Salutare, dragi prieteni! Urmăriți o emisiune Via Cluj TV care vorbește despre știrea momentului, o știre foarte importantă pentru mediul de afaceri: și anume premierul Nicolae Ciucă promită că guvernul nu va impune impozitul pe profit în cazul micro și aici vorbim de sute de mii de micro care au o cifră de afaceri mai mare de 500.000 de, de euro. În schimb, antreprenorii care nu plătesc la timp taxele aferente salariilor, riscă închisoarea. Cel puțin așa prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de guvern și uh, care va fi analizat. Des, uh, despre aceste subiecte discutăm cu uh, vicepreședintele Consiliului Național al întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și vicepreședinte al Asociației Patronilor și Meseriașilor Cluj, uh, domnul Dan Mureșan. Bună ziua domnule Mureșan, bine ați revenit la Via Cluj TV. Bună ziua, bine v-am regăsit. Uh, Trebuie să spunem că ieri a fost o ședință la Consiliul Național al IMM-urilor unde s-a discutat această chestiune, ședință în urma căreia s-a și emis un comunicat de presă în care își arătau indignarea antreprenorii, spuneau că după ce au vorbit de supra-taxarea multinaționalelor, despre acel 1% din cifra de afaceri aplicat companiilor care au o cifră mai mare de un milion de euro, Iată că s-a trecut uh, la, uh, suprataxarea su exact, da. la suprataxarea deci. uh, micro Exact, și ajungem la suprataxarea micro În urma acelui comunicat, se pare că uh, guvernul are o ezitare, cel puțin uh, în acest moment. Da, urmărind știrile de azi dimineață, observăm că a făcut un pas înapoi, să-i spunem așa, dar, uh, uh, din păcate, acest pas înapoi nu este un pas definitiv, pentru că prin Planul Național de Redresare și Reziliență okay. a României, pe care l-a depus România la Uniunea Europeană, uh, ei și-au asumat niște obligații și atunci toate sumele de bani pe care ei, a, România, uh, așteaptă să le primească sunt condiționate de respectarea unor condiții pe care și le-a asumat România, iar în acel plan uh, este trecută clar reducerea plafonului pentru micro-întreprinderi, pentru aplicarea acelui impozit pe venit avantajos, să-i spunem, pentru mediul de afaceri, dar nu neapărat să te îmbogățească și aici este o discuție foarte largă vis-a-vis -vis de acest lucru, dar oricum... Întreprinzătorul nu li frică de taxa aceea mai mare că să plătești cu 2 lei sau 3 lei în plus, ci uh, îi deranjează acel subiectivism al fiscului, pentru că în momentul în care treci la impozitul pe profit, acolo îți calculează deductibil, nedeductibil, uh, tot felul de, de situații total subiective din partea fiscului și atunci intri într-un malaxur din acesta al uh, stresului fiscal care nu convine micro-întreprinderilor. Pentru că să, să știți, pentru... dacă ar fi un pic mai mare da. acel impozit pe micro să zicem aproape de un 3% mediu sau 4-5%, să știți că mulți ar rămâne numai din cauza acestui stres fiscal. Haideți să vă rog să explicăm mult mai clar pentru toată lumea ce uh, regim de impozitare există în acest moment pentru aceste uh, micro care am înțeles că sunt undeva la 400.000 sau mai da, multe. Uh, uh, Micro-întreprinderi. Uh, Expresia de micro din punct de vedere fiscal este faptul că firmele care au cu cifră de afaceri până într-un milion de euro, indiferent că sunt cu 50, 60, 80, 100 de, de, de salariați, exact, da, okay. deci chiar dacă nu sunt conform uh, definiției de uh, micro, mici și mijlocii firme, uh, conform deci, noi definiții a Uniunii Europene, da. ci din punct de vedere fiscal ne referim aici, toate firmele care au până la un milion de euro cifră de afaceri pot să plătească un impozit pe cifra de afaceri, pe de, venituri, pe toate veniturile. 1%? Venituri, dacă ai salariați, 1%, dacă nu ai salariați, 3%. Acum, e adevărat, gândiți-vă și noastră, într-o firmă e cam greu să faci corect și real numai prin administrator o cifră de afaceri fără salariați de peste 500 de mii sau peste un milion de euro. de intermediar care Da, reprează, exact. Sunt și acest lucru și de multe se numesc ori, nu? Shell Company, companii, să zicem așa, acoperite, care da. mută un profit dintr-o parte în alta, dar trebuie să recunoaștem și aici cadrul legal trebuie să, să, să clarifice o astfel de situație. Și dar și tot există să acest fim așa fel. mai explicit, ce a încercat să facă guvernul? Guvernul a încercat să scadă acel prag de un milion de euro la 500 de mii. Da, și, și cred... toți cei care plăteau, adică aveau cifră de afaceri peste 500 de mii, urmau de să plătească acel impozit pe profit de 16%. Exact. Iar decizia era un pic retroactiv aplicată. De ce? Pentru că era cifra de afaceri la 31 decembrie 2020. Dacă aveai o cifră de afaceri peste 500 de mii, automat de la 1 ianuarie 2022 intrai la... No, bun, deci da? era un criteriu retroactiv care l-a aplicat pentru imediat pentru ziua Mi de mâine. Mi se pare din nou foarte relevant foarte relevant, să uh, facem observația asta. Uh, deci cei până în 500 de mii plătesc 1-3% pe cifra de afaceri, deci nu trebuie să... Uh, a, a, acolo lucrurile sunt foarte clare. Cât a încasat firma, taxare, impozitul da, este aici foarte clar. Sunt, nu, nu există dubiu. Nu. În România da. impozitele și taxele sunt probleme de dubiu pentru că sunt foarte multe multă birocrație în gestionarea Înțeleg, impozitelor, dar, dar din punctul ăsta eu... de vedere lucrurile e... sunt foarte da. ușor de aplicat. F... Câți bani intră în contul unei firme prin bancă, oficial pe factură, reprezintă cifra de afaceri. Aici lucrurile sunt clare, că aplici 1% impozit, e ok. Dar la profit lucrurile se schimbă. La impozitul pe profit, pentru că profitul este cota aia din venituri care. Minus e, cheltuielile minus deductibile, cheltuiel, plus minus alte uh, venituri, ne, minus venituri neimpozabile, plus cheltuieli nedeductibile, deci lucrurile se complică, este un proces. Și de aceea foarte complex. Spuneați, dumneavoastră că să explicăm această afirmație, că dacă îi plătești impozit pe profit. Uh, și tot pui tot, 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 tot felul de facturi justificative, tot felul de cheltuieli justificative, mai ușor poate să vină uh, ANAF să te ia la întrebări, să. să da, vedeți. Nu? Acum, uh, și firmele sunt niște, hai să spunem așa, uh, entități vii, se schimbă, cresc, descresc, se transformă, investești. Deci există o transformare în ele. În momentul în care uh, un întreprinzător zice, mă plătesc cifra de afaceri 1%, nu se mai gândește atât de mult, da, mai iau o chitanță, un bon, nu mai am nevoie, deci nu încearcă să justifice fiecare bănuț în firmă, chiar dacă este real, corect, de a fi justificat în firmă, nu se mai complică. Își simplifică și el viața, simplificându-și viața, normal că la un dat rezultatul este puțin mai mare decât cel real. De ce? Pentru că eu ne, ne aduc în toate cheltuielile reale oh, un bon de tax, nu-mi fac de cont, pentru că nu merită, nu-mi reduce baza impozabilă atunci normal că și profitul pe hârtie poate că arată puțin mai mare. Ei, lucrul acesta deja uh, fisco adună aceste informații, iar în momentul în care tu o să fii cu impozit pe profit, o să că pe stai, când ai fost micro întreprindere, ai avut un profit mult mai mare. Ia să te vedem noi ce ai băgat acum și în da. Exact. Da. Și atunci automat intrăm într-un malaxor din acesta subiectivismului fiscal, care te obligă să încerci să aduci argumente și justificări detaliate pentru fiecare bonulez. Lucru care deranjează. Dar de ce? Pentru că timpul costă bani. Pierzi foarte mult timp cu echipele de control care vin și, și te stresează vai, și te amenință vai, ce ai făcut, ai uh, luat de la gura poporului, ai tăiat și chestiile acestea. Deci genul acesta de comportament deranjează întreprinzătorul. Dar bun, dar haideți să vedem. Știu că e o fome de bani. Ne tot împrumutăm de atâta vreme noi ca stat. Dar nu, Este o foame de organizare corectă și gestionare știu, corectă a statului. Dar vreau să vedem care este raționamentul din spatele unor astfel de măsuri. Adică ar câștiga mai mult statul român la buget dacă s-ar aplica acest impozit pe profit sau câștigă mai mult așa cu impozit pe cifra de afaceri? Dumneavoastră, ce părere aveți? Acum, mi-e foarte greu să spun exact un ră răspuns matematic clar, direct. Dar există plusuri, minusuri. Poate că în prima fază ar fi un câștig, dar... Efectul acesta ar obliga foarte multe firme să-și regândească strategia, să se mute, să-și spargă în cinci firme afacerea, să zicem, ca să intre înapoi la uh, plafonul de 500 de de euro. Vă dau un exemplu în două și uh, restructurări de activități pentru că fiecare antreprenor dorește să-și facă optimizare fiscală legală nu vorbim de optimizări ilegale. Și atunci normal că statul nu va fi câștigat pe termenul. Din contră, va pierde mult mai mult decât dacă gândește constructiv împreună cu mediul de afaceri soluții de creșterea da. impozitelor și Iar taxelor. În plan psihologic, adică care relațional între mediul privat și stat, o să fie o ruptură. o să fie o nebunie iară, tensiuni majore pentru că foarte multe și din deciziile și pe o să vină cu vedem. controle și exact. da, o să stânească în general, noi tot încercăm să, să reducem efectul subiectiv a fiscului. Subiectiv. De ce îl încercăm să reducem? Pentru că această presiune creează un stres pe mediul de afaceri. Un stres care te obligă să te gândești ah, de ce să-mi bat eu capul cu fiscul din România? Mai bine mă duc în altă parte unde clar plătesc cu 10 lei în plus, dar nu, nimeni nu mă bate la cap. Și foarte mult, să știți, în perioada aceasta văd foarte mulți oameni de afaceri care se gândesc, zice, domnule, din cauza acestei instabilități, să schimb o lege, mâine pun taxă pe solidaritate, păi mâine o iau, păi mâine schimb plafonul, îl reduc, bag cu pușcărie, cu pușcărie pentru toți, da. vai, toată lumea, toți, toți întreprinzătorii sunt ca să facem o paranteză, unde se mută firmele când se mută? Adică cam pe unde au românii firme? Be, să știți, acum depinde de zona de unde și domeniu și zonă, dar să știți, firmele din domeniul digital, să știți că foarte multe se mută în Germania. Deși Interesant. sistemul de taxare este mai mare, dar este un mediu de afaceri mult mai stabil, clar, logic, ai plătit taxele, statul la indiviz le oferă protecția socială de care au nevoie și le convine acest lucru. Alții se mută în Ungaria, alții se mută. Deci sunt oricum să știți că nu. Totdeauna se spunea despre România că suntem un adevărat paradis fiscal. Am fi noi paradis fiscal dacă nu ar fi, să zicem așa, în ghilimele spus, prea mulți în paradisul acela, prea mulți șerpi veninoși fiscali <laughs> da, da. Uh, prin, uh, prin uh, tretufe, să știți. Da, da. Am înțeles. Păi, haideți să vorbim puțin atunci și nu știm cum se. A, să nu uităm că toată povestea asta cu, uh, cu modificarea statutului fiscal, ca să zic așa, vine după eșecul de a supraimpozita, eșecul acelei taxe de solidaritate de 1% pentru marile companii. Și dumneavoastră și colegii noastre de la Consiliul IMM-urilor ați și remarcat lucrul ăsta. Nu v-ați putut atinge de gol, iată acum mergeți la ăia mai mici. Da, da. noi nici n-am susținut, vă spun, acea taxă de solidaritate pentru că nu îi se pare corect să schimbi regulile jocului și să tot impui tot felul adică incapacitatea de a gestiona corect banii la bugetul de stat nu înseamnă și nu obligă și nu este sportiv să mărești numai taxele când să te uiți la tine în ogradă să vezi cum gestionezi tu banii și să-i faci mult mai eficienți sau să colectezi ceea ce ai de colectat pentru că ei ne arată, fai, sunt 34 de miliarde de euro necolectate la stat, dintre care nu știu cât la CAS, nu știu cât la, la CASS. Asta sunt nu vă supărați, sunt stromboane. Primul lucru ce trebuie făcut, dacă vrei și are putere un stat adevărat, trebuie să-și gestioneze corect costurile. Abia după aia poți să vorbești de regândirea veniturilor, pentru că și pe de mine, solidaritate, dacă de corectitudine și lucrurile astea. fi corect tu, statul român un știți, bun exemplu, astfel încât cel care produce banul pentru tine să aibă sentimentul... Că în tot mediul de afaceri este o mare frustrare. I -i frustrarea -a. știți care -a. e în mediul de afaceri? Că eu plătesc taxe și nu simt din reacția statului, din partea lui, că el își reduce costurile și nu dă plocoane salariale, electorale angajaților din instituțiile sale, ci tot el le tomărește și pe noi ne pune să le plătim taxele. Dă zi, le dă o zi liberă la uh, bugetari, o punem. Încârca, încârca mediului privat, dar cum o pune? Pentru că eu sunt obligat da. prin lege să dau și eu ziua aceea liberă, dar eu o plătesc, dar ei o dă tot din coșul acela mare a bugetului de stat. Deci lucruri care Deși, nu deci sunt logice. Și român, nimeni nu are curajul să steie da. de la bugetar, să pună pe masă toată această discuție, să o prezinte real, să zică, da, domnule, uitați, acestea sunt problemele noastre. Nici în PNRV da, n-am da. văzut aceste probleme să da, fie da. prezentate. Și ca să mă întorc la ce a spus mai înainte, dacă statul român spune că o zi este liberă, să o plătească statul român, nu? Așa, așa ar, fi logic. ar fi foarte logic, <laughs> da. dar vedeți aici este, ei văd numai jumătatea totdeauna plină a paharului lor, iar noi vedem jumătatea goală a paharului nostru. Logic ar fi să găsim o negociere și să discutăm și să spunem, da, eu sunt de acord să plătesc ziua liberă, dar în ziua care mi-o dă statul, pe lângă o droie de alte zile libere, să-i spunem așa, și el inventează una nouă, taxele sociale sau taxele aferente statului să nu fie, fie scurte. Putite. Atunci și eu suport, suportă și el. O condiție în care amândoi ne sacrificăm. Dacă vrea să găsească înțelegere, dar așa tot timpul îmi pune pe cârcă o taxă, îmi mărește, reduce plafonul pentru IMM-uri ca să trec la impozit pe profit, mă amenință cu tot felul de situații, dar el nu încearcă și nu rezolvă real problemele din economia privată a țării sale. Deci, da, asta lucrurile, este o problemă. Lucrurile să le punem și în termeni mai umani. Deci, un patron de firmă și salariații lui, care văd așa, că ei muncesc mult, că plătesc la un salariu, mai plătesc încă atâta la stat, taxe sociale sau nu mai știu ce. Uh, ei poate că ar vrea, când merg la spital, să nu fie nevoie să meargă cu medicamente de acasă și să există și tratamente de ultimă oră acolo. Ei când merg pe o șosea, ar vrea să fie două benzi, de preferat pe, să meargă pe autostradă, nu? Ei văd așa, că ar trebui să fie condiții mai bune la școli, o curiculă mai... Uh, Acordată cu tendințele care există în acest moment în Europa. Aș deci vrea să văd vrea o societate să văd. Să văd. sănătoasă în care An. văd că statul își respectă cetățenii, își respectă firmele, An. își respectă copiii cu educația și își respectă bătrânii. Ei, lucrurile acestea eu, ca și întreprinzător, dar în primul rând ca și cetățean, nu o simt că statul oferă atenția cuvenită la nivelul și. Uh, și ideologic și material. Din Dar contră, prea multă politică goală vedem toată ziua și oamenii se satură de această, să spunem așa, lozincărie pe care o tot scot ei fără să, se, să fie plină de argumente sau să se îmbrace în argumente materiale și palpabile a ceea ce fac ei. Asta deranjează în general. Și atunci, normal că, ia gândiți-vă, eu plătesc niște taxe și văd că nu se mișcă lucrurile, adică, adică din contră merg lucrurile într-o direcție total nepotrivită. Gândiți-vă, banii de la bugetul de stat, eu cred că peste 90%, că ei zic în jur de 85-88%, eu zic că peste 90% se duc doar, deci din banii bugetul de stat, contribuțiile la bugetul de stat se duc pe salarii și pe pensii. Asta este o rușine, domnule. Da. Păi înseamnă că Așa. orice firmă, ia gândiți-vă, o firmă, dacă banii s-ar duce numai pe salarii, ar mai putea funcționa, de unde și-ar plăti energia, de unde și-ar plăti... Uh, chelturile curente de taxe, de uh, chirii, da, da. tot ce ai consumat, înseamnă că n-ai de unde să-ți plătești. Înseamnă că ar, fi deci o, firmă ce gestionar ar fi o firmă falimentară. Exact. Sau ar o Statul român este falimentar sau nu este? De mult. El se da. tot închiriază. Eu dacă da. aș lua continuu credite, credite, firma mea nu ar primi credite, așa cum primește, cum ia credite statul pe spatele nostru, a cetățenilor, pentru că Nici toată mai... dobânda aceea, noi o plătim, să nu, știți. Mai de mult ne speriam când lua România bani de la femei, Ține -ți minte. După criza economică exact. din uh, 2009, nu știu, se vorbea de 20 exact. de miliarde de exact. euro. Și a fost de... un scandal enorm. Da. Și cu... acum cât avem noi? Cât e gradul de îndatorare? Adică pe câți cu... bani? 90 de miliarde, cred că, <laughs> da, de euro. Deci, deci se iau împrumuturi sume... pe bandă rulantă. Exact. Eu înțeleg și Zimnic. guvernul că vrea să-și aducă mai mulți bani la buget, dar niște lucruri mai corecte. Adică... No, no. Și totdeauna soluțiile, din păcate, vedeți, aici e, nu apare din reducerea costului și reașezarea pe o formă corectă, sportivă, obiectivă, da. a relației salarii, contribuție în muncă, la muncă, deci a bugetarilor și eficiența lor și re, relaționat. De ce? Pentru că, vedeți, se zice că cele mai multe salarii minime sunt în, în mediul privat. Da, sunt în mediul privat, pentru că acele creșteri a salariului minim pe economie au fost atât de brutale încât nu s-a regăsit într-o profitabilitate, productivitate corectă. Productivitatea muncii n-a crescut, dar am crescut. Ei, da, și eu recunosc că e nevoie de salarii da, decente. statistic să ne apropiem de media europeană, dar nu putem cu o economie... Mediocră sau nu, pe o butuși. economie care statul nu încearcă să o susțină într-un mod constructiv, predictibil. Degeaba, pentru că, vedeți, statul este consumator. Este corect. Este și o, o rotiță care care pornește consumul la nivelul uh, economiei. Cu cât dă el salarii mai mari la bugetar, cu atâta salariul minim trebuie să crească și cu atâta consumul crește. Da, dar știți cum este dezvoltarea unei țări? Nu se, dezvol... nu se bazează doar pe consum, Așa. se bazează pe investiții, pe valori pe termen lung care trebuie gândite. Dacă nu, statul acesta nu-și pregătește un plan corect și tot schimbă regulile jocului, de mâine schimbăm plafonul, de mâine intră toți la pușcărie dacă nu-și plătesc taxele Și asta, că asta e o Deci asta e o prevedere care există și care se va aplica, pentru că n-am văzut să retracteze. Uh, ceva, premierul Ciucă, că a avut o intervenție de dimineață și a asigurat pe cei cu micro-întreprinderi care au peste 500 de mii că na, îi lasă în pace deocamdată. Dar aici nu a zis nimic, retrage povestea asta și trebuie să vă citesc foarte exact pentru că E important, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă, reținerea și neplata, încasarea și neplata ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea în cel mult 60 de zile de la termenul scadență prevăzut de lege a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexă la prezenta lege. Deci nu plătești uh, timp de 60 de zile aceste contribuții la bugetul de stat pe, pentru salariile angajaților. Riști chiar pușcăria But și am înțeles că e vorba și poți să faci și șase ani de închisoare pentru așa ceva. Exact. Asta nu știu dacă vă aduceți aminte, zeci de ani, dar zeci de ani societăți în care statul era principal acționar. Poate că și acum, dacă ar trebui să vedem lista rușinii aceea de la Anaf, cine nu-și plătesc obligațiile, apar foarte multe societăți la care statul este principal acționar. Putem să vorbim de regia națională a Huilei de SNCFD. Nu și-au plătit obligațiile niciodată. Au ieșit mii, zeci de mii de oameni din aceste structuri la pensie și și-au primit fain frumos pensia fără niciun fel de problemă, fără ca faptul să se urmărească că s-a plătit obligația sau nu, oamenii și-au luat pensia aici, te amenință să spui că a, tu iei banii de la gura muncitorului și dacă nu îți plătești obligațiile, intri la închisoare. Dar condițiile sunt deja iarăși o relație subiectivă. Dacă am un contract cu statul și statul îmi plătește cu întârziere și din cauza aceasta sunt în acest blocaj financiar sau cu o instituție, n are importanță, cu o societate în care statul este acționat, pentru că, că nu îl considerăm foarte Reșan, bun plat. Ați Reșan, înțeles? Noi vremurile nu sunt tocmai prielnice pentru afaceri. Iar e Foarte chiar multe business-uri de-abia stau la linia de plutire atunci e foarte logic că se pot interveni blocaje, neplată de facturi, pentru că firmele încasează. Dar nu încasează. Vedeți... Nu vorbim mai de stat, într-adevăr spinoasă problemă, vorbim și de mediul privat care nu -vă, are mecanismele aici unse. Apare o, o situație, cum e mai bine să ai? Să ai un, o persoană care e un salariat care totuși îl ții în firmă chiar dacă, să zicem, îți restructurezi obligațiile că ești într-un blocaj financiar și îți Păi, domnule, acum nu pot să plătesc, dar plătesc în continuare să o plătesc cu majorări și uh, penalitățile. Sau vrei să ai un șomer pe care trebuie să-l plătești în totalitate de la stat? Vedeți? Și aici aceste lucruri, O să vedeți. Da. Acest, ai, așa acest, acest act o să oblige foarte multe firme să se închidă. Pentru că o să zică o, dar de ce să mai risc? De, de, de ce eu ca patron să risc pușcăria? Exact. Și nu să merg să lucrez la stat atunci. Nu, atunci să no? atunci, angajați exact. afară pentru că nu poți să-i plătesc în 60 de zile exact. contribuțiile, da? contribuțiile pentru că este într-un blocaj financiar dar da. s-ar putea să fie. Sau se gândește dar de ce să risc? că s-a putea să fie mai greu mâine. Sau exact, mâine. și să putea să risc și ajung în pușcărie, exact. exact. nu mai fiu și mâine mâine, vor. da? Deci, iarăși, uitați-vă că o să fie o decizie care, da, o să crească la un dat în nivelul de conformare, pentru că te, te sperie un da, astfel rica, de na, exact, na, un na. astfel de o astfel de idee de, wow, ce se întâmplă. Și atunci fiecare o să încerce să și plătească, dar alții chiar îs obiectiv în situația să nu poată plăti. Și atunci ce ce o să facă? Închid. Mai bine decât să am o problemă, închid. Și o să vedeți că o să crească rata șomajului o să crească nivelul de falimente ale firmelor și nu o să fie neapărat efectul dorit. Pentru că foarte multe din acele decizii și din PNR cu reducerea plafonului au fost luate în birourile ANAF-ului. Adică specialiștii ANAF-ului care nu au, nu au consultat mediul de afaceri da, au ajuns la pare... concluzia că uite așa trebuie să speriem mediul de afaceri, da, trebuie să-l Am văzut consultări pe orice... Uh lege cât de mică se pune la consultare publică. Nu așa este, că și noastră Consiliul da. participat la foarte multe negocieri și da. la discuții, la dezbateri. Aici e problema. Okay. Este o problemă tradițională românească. Și o chestiune așa de importantă, cum ar fi reducerea plafonului la 500.000 de, de euro, nu, nu este subiectul plafoanelor din PNRR, nu, erau, nu au fost da, prezentate corect, corect. pentru că tot PNRD ul a fost un document secret. De fapt, stați un pic așa, că nu e vorba de reducere la 500 la 500.000 de euro în PNRD, că mergeau da. mult mai jos. Da, mergeau până da. pe la vreo 50.000 de, de euro sau așa ceva, o sumă nesemnificativă. Până deci să treacă toate firmele aproape, cu mici exact. excepții, pe impozit pe profit. 81% din firme trebuiau să treacă la impozit pe profit. Asta este ca să vă dați seama. Știți, și aici este lucrurile. Astfel, astfel de decizii pe care le iei fără să, să verifici aplicabilitatea lor sau să, să te consulti cu cei care îți efectiv afecta. Să vezi, tai de aici, îmi cresc din coace. Ce, ce obțin? A, obțin obțin poate de multe ori, vă dați seama, o creștere a impozitului la a a bugetul de stat o să crească, nu are importanță, vă spun cu 15%, să zicem, cu 10%, da. că nu are cum să crească, cu 10%, perfect, bravo, ce bucuroși o să fim, dar dincolo o să crească costuri sociale pentru șomaj, pentru uh, activități, o să trec. A, îmi fac un PFA, nu mai am treabă cu nimeni. Îmi reduc activitatea. Reducerea veniturilor crește, reduce consumul. Reducerea consumului cre... reduce producția la alții. Și o să fie un lans din acesta pe care ei nu-l prevăd, ci văd strict în gust. Reducem plafonul pentru micro-întreprinderi. Nu-ți taxele, intri la pușcărie. Deci condiții de acestea e o gândire așa de, Ana de are, imediată, sau, da. nu, de cu cu viitor din acesta da. foarte scurt, în cazul în care zici, mai, uite, asta e decizie chirurgicală. Foarte bine. Nu mai știți cum e cu chirurgia. De multe da. ori, pacientul. Exact. De ori, popi. Exact. Ce deci operație a reușit, pacientul a murit. Cum Cam era. așa da? o să fie chestia aceasta, din uh, păcate. Crește și salariul minim, ca să închem uh, cu salariul minim uh, această emisiune. Din 1 ianuarie, crește salariul minim pe economie, da. din câte știu. O măsură bună sau iarăși se forțează buzunarul. Am da, mai știți, vedeți, dacă salariile minime și maxime și ăstea ar fi pe două paliere, să fie pentru mediul privat și pentru mediul bugetar. De ce zic pentru mediul bugetar? Pentru că uh, la ei, grila de salarizare este după salariul minim. Automat, toate salariile pe toată grila bugetară se majorează și cresc și în spirală. Inclusiv pensile speciale, da. Inclusiv pensile speciale, inclusiv toate. Care vedeți că și erau speciale, a... mai și Câte... sunt corelate cu salariul Așa minim. Atunci, cine da. este principalul uh, beneficiar a creșterii salariului mi uh, minim? Mediul de afaceri că crește costul și mutăm la un dat se că peste 80% din contractele din mediul privat sunt pe salariu minim. O să fie 85% din, uh, din, salarii pe salariu minim. Da? Pentru că și în marile corporații, degeaba încerci să dai tu un salar, să-i spunem așa, din mediul privat, încep cu salarul, dai față de competențele care le realizează. Și dacă nivelul de competență este la un nivel de salarizare, zici, mai, asta este, asta pot să-ți dau pentru că asta atâta faci, asta este competența. Dar nu, noi ne păcălim și ne îmbătăm cu apă rece. Pentru că, v-am spus, principalul beneficiar și a creșterii salarului minim o să fie tot mediul bugetar. Pentru că va fi o spirală de creștere de costuri bugetare, pentru bugetul țării și nu o uh, creștere a nivelului de trai. Așa, din o abordare ideologică aici ar spune așa, că cei socialiștii o să vă spună că dacă lași la latitudinea angajatorului să plătească salarii, atunci și el o să coboare foarte mult cu acel salariu minim. Iar pentru maximizarea profitului, evident, nu? Așa spun ei. A, aici adică de la marți încoace, da. cam așa e gândirea, haideți, nu? Că... Haideți, puțin lucrurile s-au schimbat și vedeți că și politica aceasta. Există acest uh, trend de, uh, să-i spunem, flexibilizarea pieței muncii. Oamenii dacă nu-s mulțumiți de sale se duc la altă firmă, dacă nu ți mulțumiți aici se duc să lucreze în altă parte, deci există. Uh, și uitați-vă, toate aceste lucruri, dacă ne uităm cu un termen lung, sunt efecte poate și împotriva uh, pieței muncii din România. Cu cât încerc să fac un sistem mai strict, cu atât a pleacă alții să lucreze dincolo. Și atunci, vedeți Și că se pierde mult mai mult. Să noi de aia zic că, apropo mână, de decizia aceea socialistă că cu, dacă las la cheremul Patrum. Da, sunt și patroni care poate că nu au, să-i spunem așa, o sportivitate în, în stabilirea corectă a salariilor. Dar asta nu înseamnă că toți sunt așa. Nu trebuie să punem pe toată lumea exact ca și cum eu nu acuz pe bugetar că nu lucrează, că nu fac. Nu, că nu sunt corect dimensionate salariile în to pe tot palierul instituțiilor publice. Da, poți să spui că unii mult. sunt mai puțin muncitori, că unii sunt mai puțin amabili. Da, sau dar corect. dacă ar fi transparență tot, în tot acest da. sistem... În tot acest sistem să fie o transparență și să se discute clar și să se caute eficiența lor, atunci eu da. n-aș avea nimic de spus, pentru că, din contră, zice, Dar vai, mă bucur că Mereșan. dau, dau, uh, contribui la stat cu taxe ca să pot să beneficiez de, de experiența, de, de amabilitatea și de profesionalismul unui salariat bugetar. Dar sunt, nimeni nu se laudă da, cu asta. De ce sunt așa de amabil, de exemplu, am aflat în Germania, funcționarii care lucrează la stat în Germania. Pentru că este un sistem de reclamații așa de puternic și de dur, încât un funcțional la mai multe plângeri po poate fi dat chiar afară. Da, acum nu știu dacă ați fost în uh, câteva instituții publice sau în uh, firme care sunt, uh, statul era majoritar... Uh, în firme nu, dar la uh, instituții da, publice. Așa, unde este un buton de, de like sau nu și trebuie să-l apeși că ți-a plăcut serviciul sau nu, știți? Da, ar fi interesant, dar nimeni nu s-a prezentat vreodată, nu am văzut sau așa, să se facă o evaluare corectă sau... Uh, da. Nu știu dacă nu au mers, n-are importanță, unul dintre angajați seara și bate de 50 de ori pe butonul ăla <laughs> da. de și nu pe da. cel de supărat. Vedeți? Da. Și aici ai apă. Da, e adevărat da. că uh, în ziua de astăzi Facebook-ul sau alte, alte uh, uh, rețele de socializare transmit mult mai real mesajul despre cine, cum s-a comportat și care este impresia ta. Dar le bagă în seamă cineva? Da. Adică vezi măsuri, nu că nu le bagă le bag în seamă, vă spun eu că sunt foarte supărat când văd că se scrie ori sau ceva, indiferent de la ce nivel, de la cel mai sus până la cel mai jos bugetar, că primul bugetar a țării, a țării ar trebui să se uite cel mai mult și să vină cu răspunsul la ceea ce îi se scrie despre el. Și să zică, uite-te, îți criticat pentru aceasta, îți deschis, nu e corect sau o e corect sau într-o formă diplomatică, dar nu vedem. Deci asta este reacția, este răspunsul la acele uh, uh, situații. Un Am de. aici În altă parte este un politolog strict. ungur care spunea că uh, rețelele de socializare sau cei care se exprimă masele care se exprimă acolo, au picioare de lut. Ei niciodată nu reușesc să-și... Uh, să depășească o anumită situație nu, sau de ce. Nu reușesc să vină din mediul virtual să producă uh, foarte mari schimbări. Nu știu la dacă e adevărat sau nu, îmi se pare că totuși rețelele au un, uh, o influență foarte mare și o să vedem în viitor probabil au foarte mare multe e. măsuri care o să fie influențate de ce se scrie pe, pe site-urile de socializare. Da. Și faptul că uh, se scrie foarte mult acolo, că este foarte mult, uh, adică acolo ai un curaj, pentru că să discuți da. în public sau să o spui pe față... e în curaj simt... nebun spune pentru Așa că e spațiu public și cei care da, scriu... Ar trebui că... să-și asume responsabilitatea da, da, pentru ceea că ce scriu... sunt multe cazuri în care s-au -au ales exact. cu procese... Corect. Da. Deci... Așa e. Trebuie să avem responsabilitate, să discutăm. Da, dar evaluarea. Apropo că ați spus de la, de la comparația ceea ce se întâmplă în Germania și dacă da. sunt foarte amabili angajații din instituțiile publice pentru că sistemul de evaluare este foarte drastic din cauza acelor evaluări a clientelei lor și îs condiționați de a lucra acolo, la noi n-am văzut acest lucru. Pur și simplu sunt angajați în sistemul bugetar care, vă spun, nu știu să, să, se adreseze corect unui contribuabil. Nu știu să se adreseze sportiv corect. Nu trebuie să-mi zică domnule, dar să văd că e deschis pentru rezolvarea problemelor. Primul lucru vezi că stă cu cotul către tine. Adică încearcă să îl deranjezi că ai venit să-i ceri sprijinul sau că vrei să plătești o taxă, este un deranj pentru ei. Aici vrem să vedem schimbarea. Asta așteptăm. Și să merite, să merite banii pe care îi primește, pentru că dacă nu vedem asta, frustrarea în societatea românească va crește tot mai mult. Vedeți, oamenii sunt frustrați de ce un primar, după patru, un mandat de patru ani, primește o pensie de, nu știu, 4.000 de lei. Implicit că a fost. Eu care am contribuit, o droie 40 de ani sau 30 de ani la fondul de pensii, primește o pensie de 1.893 de lei. Da. Și zici, păi stai puțin, el ce a făcut în plus? Pe lângă că poate că n-a avut rezultatele scontate, nici n-a fost da. unul de treabă, primește o pensie. De Altul ce, din altă parte. ce de, din... de rangul 1 sau rangul 2? Exact. Nu? Cam asta Și atunci, e iarăși lucrurile România. se... Uh, populația își pune întrebarea. Cu atât mai mult, când vezi astfel de măsuri, decizii, în care totdeauna aduci uh, un avantaj nesportiv unei, unei categorii de persoane, unde se? se duce spre frustrare politică, adică electorală. Și atunci, automat, în multe țări, ca și la noi, te uiți, zice, Mare, de ce votăm un, un uh, partid cu nuanță extremistă, să-i spunem, sau de, uh, și nu ce se așteaptă sau ce se pregătește în laboratoarele lor. Atunci, normal că lumea zice, vedeți, asta este efectul. De aia, clasa politică nu are curajul, nu are responsabilitatea să pună toate lucrurile pe masă și să începem o revizuire și remodernizarea societății românești. De asta e nevoie să știți acum. Pentru că totdeauna încercăm lucruri pe termen scurt, imediat și când vine altcineva, ștergem de pe masă ce-o făcut la punem noi, că avem noi, dar tot așa pentru o lună, două, trei, că viitorul nostru politic e foarte scurt. Asta este marea problemă a societății românești. Pentru că de făcut noastră nu puteam să spunem, cred că mai bine de atâta, no. uh, nici eu. Mulțumesc pentru aceste informații și pentru participarea la emisiunea Business Cafe. Mulțumim că ne-ați urmărit. Zi bună, la revedere!